După 10 zile de proteste spontane, fără nicio reacție din partea guvernanților, angajații Casei Județene de Pensii Hunedoara au declanșat astăzi o grevă de avertisment de 2 ore. Dacă guvernanții nu vor găsi și adopta soluții cât mai repede, luni 27 noiembrie va fi declanșată greva generală, avertizează angajații nemulțumiți. Astăzi, la Casa Județeană de Pensii Hunedoara, activitatea a fost întreruptă între orele 8 și 10. Angajatele protestând astfel față de condițiile actuale de muncă neoptimizate, deficit de personal, salarii inechitabile, neplata orelor suplimentare. Protestatarii declară că, în absența soluțiilor imediate, vor declanșa greva generală luni 27 noiembrie. Există și riscul ca în luna decembrie pensionarii să nu-și primească pensiile. După 10 zile de proteste spontane, în care nu am reușit să ne facem auziți și nici înțeleși, astăzi am recurs la o grevă de avertisment de 2 ore, de la ora 8 la ora 10, iar dacă în continuare situația continuă, luni vom declanșa o grevă generală. Ce înseamnă o grevă generală pentru sau în relația casei cu publicul? În zilele respective nu vom lucra deloc, nu se vor plăti ajutoare de deces, nu se vor prelua acte, nimic. Depinde acum de cât va fi nevoie să intrăm în aceste greve generale. Dacă nu vor fi de lungă durată, vor fi doar niște mici întârzieri în efectuarea lucrărilor, dar noi vom recupera toate aceste ore pierdute, aceste zile în care ne luptăm pentru drepturile noastre. Sperăm să nu însemne nimic sau nimic major pentru pensionari. Se poate ajunge până la neplata pensiilor? Momentan nu am luat în calcul treaba asta, dar dacă situația continuă, nu pot să spun dacă nu se va ajunge și la asta.